Livia Flora, curator și fondator. Câteva cuvinte despre Sin to be Seen. Expoziția Sin to be Seen, sau Păcatul de a fi văzut, este o trecere în istorie prin toate lucrurile cu care se confruntă arta stradală, valența ei între acceptare și transgresiune, și poartă vizitatorii prin patru dimensiuni, de la păcatul originar, acela al scrierilor pe pereți, lucruri care sunt în instinctul nostru, ne gândim la picturile rupestre din epoca de piatră, dar care acum sunt condamnate. Apoi mergem mai departe aici, unde și suntem, în lupta, în care se vorbește despre nevoia artiștilor de a fi văzuți și, în același timp, societate, lupta dintre cele două, societate care la rândul ei se luptă să înțeleagă ce se întâmplă. Sunt foarte încântată că unul din muralele foarte importante din București, o lucrare cu Sfântul Gheorghe, a fost acoperit la o zi după ce a fost pictat și mă bucur foarte mult că am putut să aduc ceva care să ne amintească de acest mural etalon. Mai departe mergem în acceptare, acceptarea care este exact ce se întâmplă și acum cu Art on Festival în Ploiești. Lăsăm artiștii să vină să ne picteze pereții și apoi mergem la etaj în văzut. Ce înseamnă să fii văzut ca artist stradal într-un muzeu de artă? Ce înseamnă că arta din muzeu iese în stradă, iar arta din stradă intră în muzeu? Și sper că lasă vizitatorii cu întrebarea ce se întâmplă acum că aceste granițe se diluează. Mulțumim frumos! Doamna Ioniță Daniela, vizitator al expoziției Sin to be Seen. Câteva cuvinte, câteva impresii despre această expoziție. Este fascinantă. Proiectul este fascinant, având în vedere că este realizat de tineri. Este un proiect complex. Viziunea lor de a porni de la mit și a aduce mitul aici în Ploiești, dorința lor de a schimba, tema colaborării, unde este nevoie de cel puțin doi, asta este, cum să spun, bulgărele de aur care trebuie studiat, trăit și apoi aplicat în societate. Eu văd în acești tineri focul acela care, al creației, care este viu și care prin energia lor sunt capabili să realizeze transformarea de care ei vorbesc, pentru că ei doresc să ajute orașul să renască.
dar eu cred în acești tineri. Cu toate că ei sunt online și digital, dar ei sunt vii, sunt treji, văd și sunt creativi și asta e foarte important. Ok, deci practic vizitatorii expoziției vor vedea o lucrare, o expoziție unitară, coerentă, din care vor înțelege foarte multe lucruri, în special mesajele create de acești tineri. Da, și cred că le-am înțeles. Am înțeles și că este o muncă asiduă, dar ce mă fascinează pe mine este tinerețea lor. Tinerețea lor și faptul că își folosesc resursa creativă în mod constructiv. Au un scop bine determinat și dragoste, reiese dragoste, iubire, o fac cu pasiune și asta este foarte, foarte important. Societatea are nevoie de ei, foarte multă nevoie, și entuziasmul lor și trebuie sprijiniți, aplaudați. Mulțumim foarte mult! Emilian Chean, toată viața, profesor de istorie. Câteva cuvinte despre expoziția Seen to be Seen, o noutate în Ploiești, o plăcere în Ploiești și un mesaj foarte interesant. Nu știu să vorbesc despre artă. Doar atât pot să spun dacă îmi place sau nu-mi place. Ori expoziția asta m-a mișcat. M-am plimbat prin toate sălile, le-am luat de la început toate exponatele, m-am dus și a treia oară pentru că aveam impresia că îmi scapă ceva. Ce să-mi scape? De fapt, nu mi-a scăpat nimic. Ei au un mesaj bine determinat, ceea ce mă încântă ca profesor și îmi dă o speranță că astfel de copii vor face totuși o treabă bună în această țară. Poate nu acum, în momentul ăsta, dar poate că mâine și mâinele ăsta să fie mai aproape și acești copii să nu mai plece. Să rămână aici și să creeze pentru noi și să destupe ochii și mintea românilor. Și atrăgând copii, am văzut copii de la Mihai Viteazu și un coleg de-al meu, liceul de vis-a-vis, mereu venea aici la muzeu pentru expoziții și ore de cultură și de pictură pe care noi le-am făcut aici, cu aprobarea domnului director. Iar plecați, iar plecăm, pentru că avem nevoie de imagine și de frumos, și de un mesaj. Am trecut de faza Carului cu Boi, care e excepțional. Avem acum altă viziune asupra lumii. Uneori sunt înspăimântată de ce văd la televizor, în primul rând, pe care îl deschid din ce în ce mai rar. Dar o astfel de expoziție trebuie vizitată de toți copiii, nu știu cât ține, dar ar trebui profesorii și diriginții să vină cu copiii lor să le arate, iată că se poate, creați, gândiți, mergeți în viitor, într-un viitor frumos, chiar dacă sunt câteva tablouri negru, în negru, dar există partea de alb. Este un tablou mare cu o piramidă, în mijloc este partea de alb, speranța. Mulțumim foarte mult!